Autogara a ajuns rușinea Sucevei. Vorbele îi aparțin unui taximetrist nemulțumit de traficul rutier infernal din zonă. Soluția ar fi, spun șoferii, să nu se mai parcheze pe partea dreaptă a autogării și implicarea poliției locale. O părere foarte proastă din cauza că toate instituțiile de stat s-au adunat în mijlocul orașului. Nu au fost repartizate mai la periferie. Și din cauza asta, autogara, uitați cum arată, ne este rușine cu ea. Rușine la municipiul Suceava cu o asemenea autogară și cu asemenea toalete. Dacă filmați acolo, sunt vermi de alb pe acolo. Care credeți că ar fi soluția? Am plecat la comandă, îmi pare rău. Soluția ar fi o mai bună administrație a orașului. Să trimeată domnul Lungu subalterni pe teren să vadă ce este prin oraș. Stau numai acolo în primărie. Să meargă pe stradă să vadă ce este. Cum stau treburile, că seara nu pot să bei o cafea aici din cauza câinilor, te mănâncă câinii la autogară. Suceava este printre puținele orașe mari din țară, unde autogara, cel puțin cea principală, nu este situată în apropierea gării CFR, ci în plin centrul orașului, la câțiva kilometri buni de oricare din cele trei stații CFR din preajma Sucevei. Comunismul nu își dăduse ultima suflare în România, când până și unii activiști ai vremurilor luau în calcul să mute autogara din centrul Sucevei, să nu mai permită autobuzelor și autocarelor să circule prin zona respectivă. Iar traficul rutier dinainte de 1989 nici nu se compara cu cel din zilele noastre. Traficul s-a îngreunat mai mult, numărul de mașini mici a crescut, la fel și cel al camioanelor și autocarelor. Locuri de parcare nu s-au făcut, pe puținele spații de acest fel gândite de cei dinainte de 1989 au fost construite sedii de bănci. Autogara din centrul Sucevei a ajuns între timp nici să nu mai aparțină unei companii de stat, ci uneia particulare. Ce părere aveți despre aglomerația care se produce la autogară la orele de vârf? Nu e normal din cauza parcărilor. Deci noi avem stații aici, bine se știe, iar partea cealaltă n-ar trebui să se parcheze și atunci traficul ar fi ok. Asta e singura explicație, altceva ce să facem. E banca aici care fiecare vine cu mașina, asta este. Care credeți că ar fi soluția? Să nu se mai parcheze pe partea cu autogara. Asta e unica soluție. Deci sensul unic nu se poate impune, nu se poate fiind autogara Intertransul care... Iarăși, trebuie să circule stânga-dreaptă, deci nu are cum altfel. Deci să nu se parcheze pe partea cu autogară. Nu depinde de noi asta. Deci ce putem face noi? Noi suntem în stația taxi, da? Altceva? Care credeți că ar fi soluția? Soluția să o găsească alții care îți plătiți pentru așa ceva. Dar nu? Sunteți mulțumit de această situație? Nu. Mașini parcate particulare în stații taxi și așa sunt locuri puține. Noi stăm pe tușă, pe lătă, cum se vede, și pe la magazin Bucovina și pe la alte stații. Acum autoritățile pretind că mereu caută soluții pentru decongestionarea traficului, dar nu văd pădurea din cauza copacilor. Da, traficul este greoi în zona centrală, un număr mare de mașini de toate felurile este îndeosebi la orele de vârf, dar cu toate acestea, accesul autobuzelor și autocarelor este permis. Ba chiar este încurajat pe strada Petru Rareș de prezența autogării, iar orașul nu beneficiază de cine știe ce avantaje sau compensații. Din contră, intersecția din zona autogării rămâne o problemă. Chiar dacă nu este cea mai grea intersecție din oraș, lucrurile ar fi mai simple pentru majoritatea sucevenilor dacă în zona respectivă ar fi restricționat traficul greu. Simpla prezența autogării într-o zonă care nu este aproape de nicio gară și nici de un aeroport este până la urmă o problemă de civilizație. Cu ani în urmă, o mică autogară era lângă gara Burdujeni. La gara s-a investit enorm, dar nu și în trenuri, așa că prin imensa clădire bate vântul. În schimb, la autogara respectivă nu s-a investit și a fost scoasă la licitație. Modernizarea nu a fost o prioritate. Nu că la autogara din centrul Sucevei s-ar fi realizat îmbunătățiri.